Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am întâlnit de multe ori acest mod de a gândi, acest mod de a vedea, că ceea ce trăim este neapărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Că ceea ce experimentăm sau nu, e neapărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Și un astfel de mod de a gândi este o lumină, de fapt, care este întuneric. Dacă fac referință la ce am împărtășit sâmbătă. Pare luminos, pare interesant, dar este întuneric, pentru că nu este adevărat. Dumnezeu a vrut ca Adam să stăpânească peste tot. La un moment dat, Adam a pierdut această stăpânire. Deși Dumnezeu nu a vorbit despre asta, că el va fi izgonit, va pierde. Dumnezeu a zis, ia să stăpânească, asta era planul. Dar Adam a trăit altceva. De ce? Pentru că nu și-a împlinit responsabilitatea lui, ascultare. Mă uit personal, am ajuns. De fapt, un lucru care m-a împins să dau jos armura lui Saul. Să dau jos anumite lucruri care mă limitau, să dau la o parte anumite lucruri religioase care mă limitau, este că mă uitam la viața mea și ziceam, nu. Domnul Iisus Hristos a murit pentru mai mult decât ce trăiesc eu acum. Nu cred în minciuna asta, că ceea ce trăiesc este tot. Și apoi, uitându-mă în Scriptură, am zis, Doamne, mulțumesc această intuiție sau această revelație că tu ai murit pentru mai mult decât asta, chiar văd asta în Scriptură. Nu ai cum să fii liber de o condiție care crezi că Dumnezeu a pus-o în viața ta. Nu ai cum să fii liber de un stil de viață care tu crezi că, de fapt, asta vrea Dumnezeu pentru tine. Pentru că din momentul ce crezi că asta vrea Dumnezeu pentru tine, cum să mai fii liber de asta? Vei dori să rămâi acolo pentru că consideri că asta vrea Dumnezeu pentru tine. Gândește-te puțin la viața ta. Chiar crezi că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, a murit pe o cruce înviat, doar pentru ceea ce tu trăiești acum, în momentul actual, ca și creștin sau ca și creștin? Îți spun, e mult mai mult. E mult mai mult. Îți garantez că e mult mai mult. Hai să iau un exemplu foarte concret, foarte practic, foarte simplu de înțeles că Domnul poate spune, poate dori anumit lucru pentru tine, pentru mine și noi să trăim cu totul altceva. Sau noi să eșuăm, să ne ridicăm la standardul, la cuvintele care sunt spuse. Uite, Matei 10, capitolul 10. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și l-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămădească orice fel de boală și orice fel de neputință. Deci este clar, Domnul Iisus le-a dat putere. Nu numai că le-a dat putere, le trimite și le trimite cu niște cuvinte foarte puternice, versetul 8. Și de fapt,
Le spune asta ca și poruncă, de fapt. Și zice, vindecați pe bolnav, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dragi. E foarte clar. Nu există nicio... Da, nicio... Ok. Acum, nu se intre în dezbaterea. Oare ce l-a zis lor, e valabil pentru noi, în alte proteine am abordat acest subiect, dar ai, să rămânem la ucenici. Este foarte clar că li s-a dat puterea, este foarte clar că Domnul Iisus l-a dat o direcție. Și totuși, câteva capitole după, dacă mă duc în Matei 17, versetul 16, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. E vorba de tatăl fiului care era, nu știu cum să zic, influențat, posedat, îndrăcit, chinuit de un duh rău. Și omul l-a adus la ucenicii Domnului Iisus, care primiseră puterea, care primiseră misiunea. Și totuși, în acea zi, în acel context, în acea situație, nu au reușit să ajute copilul. Nu pentru că nu aveau putere și permisiune. Ai, 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 ai. Deci, pot să zic ceva? Faptul că te rogi pentru, hai să zic, cineva chinuit de un duh rău și nu se întâmplă, nu e asta dovadă că nu ai dreptul sau putere să faci asta. Ei! Aici avem cei 12 ucenici care au umblat cu Domnul Iisus, care au, înainte chiar de apoi să se treacă la 70, care au primit putere de la el, care au făcut aceste lucruri și totuși în această situație au eșuat. Nu pentru că nu au primit autoritate, nu pentru că era ceva care nu era de vremea lor, nu pentru că era ceva din alte dispensațiune, nu. Au eșuat dintr-un alt motiv. Și Domnul Iisus le spune motivul. Încetează să crezi că pentru că noi nu facem anumite lucruri, înseamnă că lucrurile respective nu sunt pentru dispensiunea noastră sau nu sunt pentru noi azi că nu le facem. Nu, e prea ușor să ne gândim așa. E prea simplu. Pentru că nu reușim atunci, n-are cum să fie pentru perioada asta. Nu, fratele meu, îmi pare rău. Deja îți spun, unii reușesc să facă asta oricum. Da, pentru informația ta, pentru cei care nu știu, dar ucenicii au eșuat. Nu pentru că nu li s-a dat putere, nu pentru că nu erau în dreptul lor, nu pentru că nu erau în voia lui Dumnezeu. Erau în voia lui Dumnezeu. Dar ce le zice Domnul Iisus? Verset 19, atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis de o parte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puține voastre credințe. Deci, această misiune, mergeți, scoateți, vindecați și așa mai departe. E ca și porunca. Când citești asta, te gândești, ok, trebuie să se întâmple automat. Când apoi citești mai departe Scriptura, îți dai seama, oh, stai un pic, e condiționat și de propria lor credință. Și unde au avut puțin credință și s-au întâlnit cu un alt soi de demon, n-au reușit. N-au trăit ceea ce s-a spus. Nu pentru că ceea ce s-a spus era pentru alte generații, erau pentru alte persoane, nu. N-au împlinit anumite condiții pentru a trăi acele cuvinte în acest context.
De ceea ce încerc să-ți transmit este cuvintele care le spune Dumnezeu despre noi, care le declară despre noi. Dacă ne uităm cu amănunte, ne vom da seama că sunt condiționat și de ce facem sau nu facem. Nu sunt automate. Chiar am împărtășit miercuri la rugăciune de Petru, Domnul Iisus zice, o vină și el începe să umble pe apă. Face ceea ce a zis Domnul Iisus, dar la un moment dat se scufundă în apă. Ceea ce nu a zis Domnul Iisus. De ce? De ce te-ai îndoit? Deci, deși Domnul Iisus i-a transmis putere și autoritate să umble pe ape, această experiență totuși era din nou condiționată de starea lui. Când s-a îndoit, a început să se afunde. Deci este extrem de important să nu ne amăgim, să credem că, pentru că s-a zis, trebuie neapărat să se întâmple. Oh. Într-adevăr, există lucruri că de face parte sau nu, Dumnezeu oricum le face. Biblia zice, El face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. Nu avem nevoie să ne rugăm că Dumnezeu să facă să răsară soarele. Sunt lucruri care le face, că facem noi sau nu, oricum le face. Dar, în ceea ce privește manifestarea cuvintelor Lui, în viața noastră, avem un rol, avem o responsabilitate. Și dacă nu înțelegem asta, trăim, credem o minciună și trăim o viață limitată, pentru că avem impresie că dacă trăim ceva, înseamnă că neapărat asta Dumnezeu vrea. Chiar dacă Dumnezeu vrea mai mult. Dacă Dumnezeu vrea să lucreze mai mult prin tine. Nu poți să iei experiența ta ca referință. Trebuie să te uiți la cuvânt, ce zice el. Și de multe ori cuvântul lui Dumnezeu pune un standard destul de ridicat. Pentru că cel care vorbește e Dumnezeu. Dar cuvintele nu se întâmplă automat. Dumnezeu să te binecuvinteze.